Hai să trăiți bine într-o după amiază de sâmbătă. Sper ca măcar de data aceasta să vă aduc câteva noutăți și eu o să încerc să postez acest vlog cât mai repede. În urmă cu câteva clipe s-a încheiat conferința de presă a lui Donald Trump, îl bătrân, cum îmi place mie să-l numesc, pe președintele american. Acesta a făcut câteva anunțuri, în primul rând persoanele ce vin dinspre Iran și intenționează să intre pe teritoriul american nu vor mai putea să facă acest lucru. Li s-a banat accesul. Mai mult decât atât, președintele american a anunțat că dacă această pandemie se va accentua și aici în SUA, va închide granița cu Mexicul. Atenționează persoanele ce merg în Coreea de Sud sau în Italia să își ia măsuri de siguranță și mai mult decât atât acestor oameni va fi greu să se întoarcă pe teritoriul american pentru că se știe că pe acele teritorii există niște focare importante, mai precis oameni care s-au infectat cu acest virus. S-au discutat mult mai multe lucruri decât vă spun eu în cadrul acestui vlog, dar cam acestea au fost temele importante. Totuși ar mai fi de semnalat faptul că tot astăzi s-a înregistrat și primul deces pe teren american, o femeie din Washington care avea un CV medical destul de complicat și a găsit sfârșitul. Probabil virusul i-a accentuat bolile pe care le avea și până la urmă, așa cum spuneam, a decedat. Hai să vedem despre ce mai putem vorbi în cadrul vlogului de astăzi. Bineînțeles că tot despre coronavirus, dar mai am și un alt subiect. A existat o primă etapă în care unii oameni s-au pus pe filmat și i-au surprins pe români cum au devalizat magazinele. Bineînțeles că mulți dintre noi am luat în derâdere acele filmulețe, dar aș vrea să văd și momentul, Doamne ferește, dacă cumva epidemia sau pandemia se va accentua și pe termen românesc, cum acele persoane ce au filmat se vor duce la rândul lor să devasteze acele locații unde se găsesc alimente. Nu mi-aș dori să se întâmple lucrul respectiv, dar ar trebui să luați în considerare că noi nu avem o educație medicală și nici nu avem cum să deținem o astfel de chestie, având în vedere ce fel de sistem medical avem pe teren românesc. Nu uitați că multe dintre persoanele pe care le-ați văzut în acele videoclipuri și pe care voi, fiind niște indivizi de joasă speță, le-ați filmat, sunt oameni care au ajuns la anumită vârstă și bineînțeles că persoanele respective sunt speriate deoarece se spune că acest virus atacă oamenii care au trecut de o anumită etate. Cam așa stau treburile. A urmat după acea isterie de început o nouă etapă în care au ieșit la iveală tot felul de speakeri, oameni ce ne-au apostrofat pentru că purtăm acele măști și au făcut haz de necaz pe seama acestui subiect. Nu vreau să îl detaliez pentru că mulți dintre voi probabil urmăriți cu atenție tot ceea ce se întâmplă pe mapa mondă în momentul de față, dar și pe tărâm natal i-ați văzut și pe doctor cum au ieșit la înaintare spunându-ne că suntem niște tâmpiți pentru că folosim acele măști. Ok, în a treia fază au apărut cei din mediul online care cu ajutorul unor programe de editare au transformat tot felul de imagini în unele hasli. S-a făcut haz de necaz, cu alte cuvinte. Am găsit și eu câteva mesaje totuși amuzante. Există unul în italiană care mi-a plăcut tare mult, numai că o să-l traduc în românește pentru că nu aș vrea să fiu arogant. Poate unii dintre voi nu stăpâniți limba italiană. Mi-este greu să cred acest lucru, deoarece italiana a devenit a doua limbă în România. Ok, acest mesaj sună ceva de genul: dacă până acum, în momentul în care strănutai, cineva spunea noroc, s-a schimbat situația și dacă astăzi strănuți, imediat cineva îți va spune du-te în puncte, puncte. Cam acesta este sensul expresiei mele. În italiană suna mult mai haios, dar v-am tradus-o în românește pentru a înțelege toate persoanele ce mă urmăresc. Hai să terminăm cu acest coronavirus și mai am încă un subiect pe țeavă. Nu o să fie un vlog lung, pentru că, așa cum vă spuneam, doresc să-l postez imediat. Probabil voi mai realiza și mâine un content. O să vedem în ce direcție ne vom duce, dar hai să terminăm vlogul de astăzi. Am postat un vlog în urmă cu vreo câteva zile în care vă explicam
cum funcționează sistemul electoral aici în SUA, unul extrem, extrem de complicat, nici eu nu am reușit să-l deslușesc, dar n-am știut că sunt persoane care totuși urmărește politica de peste ocean și sunt bine puse la punct. Bravo lor, eu am crezut că vă dau câteva informații de cultură generală. Probabil mulți dintre voi nu sunteți interesați de acest sistem electoral, dar vroiam totuși să aflați că pe termen american sunt și ițe încălcite. Acest sistem electoral, așa cum spuneam în vlogul respectiv, datează de foarte mult timp și tot mai multe voci ies în public dezaprobându-l, dar nu mai vreau să intru în interiorul acelui vlog, numai că după acea postare, un tip cu care am avut o relație destul de apropiată pe parcursul liceului m-a apostrofat numindu-mă ipocrit și a cerut scuze la un moment dat, probabil și-a dat seama că totuși a rostit un neadevăr. I-aș spune domnului respectiv că este foarte simplu să jignești. Pe mine m-a deranjat și faptul că nu a lăsat un comentariu la secțiunea de comentarii a vlogului respectiv, ce a făcut-o pe Messenger-ul de pe Facebook, practic dorind să se ferească de ochii lumii, deoarece cu siguranță cineva l-ar fi apostrofat, pentru că niciodată nu cred că aș fi putut fi considerat o persoană ipocrită. Cei ce mă cunosc știu că îmi place mereu să spun adevărul, ceea ce gândesc, și din acest motiv am devenit la un moment dat chiar o persoană non grata. Știu că au traumatizat oameni cu tot felul de mesaje pe care eu le-am rostit, dar acesta este adevărul zilelor noastre și nu vreau să fiu fățarnic, așa cum se denumește o persoană ipocrită. Apropo, dacă studiați Dexul Limbii Române, veți observa că a fi ipocrit înseamnă a fi un fățarnic, un individ cu două personalități, cu două fețe, cum ne mai place nouă să spunem în popor, un tip care în mediul său pozează minunat, dar în momentul în care iese în public își schimbă radical poziția. Mai sunt și alte definiții, dar atâta timp cât sunt considerat un fățarnic, înseamnă că cel ce îmi asimuiește acest lucru ori este nebun, ori nu stăpânește termenul. Așadar, stimate, chiar dacă ți-ai cerut scuze, ți l-am acceptat, ar fi mai ok ca pe viitor să folosești două lucruri în momentul în care mai poposești pe canalul meu, cu toate că te-am invitat să te duci în altă parte dacă nu te simți confortabil atunci când mă urmărești. Dacă totuși mai vii prin zonă, nu uita să iei lângă tine o telecomandă și un mouse. Sunt lucruri foarte utile în clipa în care dorești să te debarasezi de mine. Este simplu să dai un click sau să apeși pe butonul acestei telecomenzi, bla bla, în fine, nu contează. După cum vezi, nici eu nu stăpânesc bine limba română, nu că aș fi uitat-o, dar am jucat prea mult fotbal, am alergat prea mult timp prin parcuri și alei și am omis ca să studiez foarte mult limba română. Sunt un tip simplu, chiar dacă unii dintre voi mă considerați arogant deoarece fac unele afirmații, cred că ar fi mai bine să facem o confruntare face-to-face, să vedem care este mai ipocrit. Totuși, eu fac parte dintr-o generație nu prea ok, oameni despre care am spus că ar fi fost minunat să se implice mai mult în societate, pentru că generația mea a avut șansa să schimbe soarta României. Nu a făcut-o din frustrare sau din nepăsare. Noi am fost prima generație după Revoluție care puteam să ducem România pe alte drumuri. Din acest motiv sunt mâhnit și îi mai apostrofez pe cei de leat cu mine, cum se mai spune în românește. Cam asta este poziția mea. Nu vreau să transform vlogul de astăzi într-un răspuns pentru tipul care m-a făcut ipocrit. Așadar, și voi cei ce nu aveți răbdare să mă urmăriți, să nu uitați de aceste două obiecte. Știu că este inadecvat pentru un vlogger să facă astfel de afirmații. Multe persoane încearcă să-și atragă capital din mediul online. Uite, eu vreau să fiu diferit și doresc să vă spun că mă doare în 14 de ceea ce gândiți despre mine. Dacă vreți să mă
mă urmăriți bine, dacă nu, asta este. În ultimii ani cercul meu de prieteni s-a tot restrâns pentru că mi-am dat seama că unii oameni stăteau lângă mine doar din interes. Asta este, nu putem să fim toți perfecți. Am revitalizat acest canal doar pentru că vreau să creez o arhivă și după aceea m-am gândit că ar fi minunat să împărtășesc cu voi câteva din experiențele mele de pe târm american. Dacă sunteți de acord cu ceea ce spun eu aici, bine, dacă nu, puteți să nu mă urmăriți. Cam asta este situația, închei vlogul în momentul de față. Probabil voi reveni cu o altă postare în ziua de luni, pentru că mâine este duminică și se pare că va fi ultima zi în care voi mai avea timp liber la dispoziție, cel puțin pentru următoarea lună și jumătate. Pe curând!